Guvernul din Spania, condus de Pedro Sánchez, a luat decizia să revină la măsurile de protecție împotriva COVID-19 odată cu creșterea numărului de cazuri cu noua tulpină. Dacă tu ai renunțat la masca în aer liber, să știi că în Spania se revine asupra acestei măsuri și se alătură discuției Mihaela Gâde, editor Alef News. Ce măsură a adoptat Spania în privința măștii? Bun găsit, Angela. Da, masca redevine obligatorie în toate spațiile publice închise și deschise din Spania. Ei bine, potrivit premierului Pedro Sánchez, măsura este adoptată în urma îngrijorărilor referitoare la tulpina Omicron, îngrijorări prezente în Europa. Ei bine, executivul din Spania a prevăzut și o serie de excepții în această privință. De exemplu, sunt scutiți de mască cei care fac sport în aer liber, dar și cei care sunt la plajă sau la munte, desigur, cu respectarea distanțării fizice de un metru și jumătate. De asemenea, spaniolii nu sunt obligați să poarte mască nici atunci când sunt singuri pe stradă. Alte decizii similare mai avem în Europa? O decizie luată acum câteva ore vine și din partea Greciei, începând de mâine, adică în ajun de Crăciun. Oamenii de acolo trebuie să poarte două măști de protecție, Angela, sau măști cu un grad ridicat de protecție atunci când se află în mijloace de transport în comun sau în magazine. De asemenea, turiștii, persoanele care vizitează Grecia, sunt încurajați, sunt puternic încurajați, așa au subliniat autoritățile, să efectueze două teste PCR înainte de a sosi în țară. De asemenea, ministrul sănătății din Grecia, Plevris, a spus că pentru a evita un nou lockdown, la anul vor fi adoptate noi restricții. Mulțumesc pentru informații.